Eu am terminat facultatea acum 3 ani și știu că... Salut, șacalilor! Ce faceți? Aha! Cer și eu scuze că a trecut aproape o lună de când n-am mai postat, cum ar veni. Sigur, vă așteptați să vorbesc foarte mult pentru că a trecut o lună, dar nu. Vreau să spun doar atât. Știu că este foarte greu, dar hai să facem 20.000 de like-uri la episodul ăsta, că n-am mai postat de o lună. Și între timp eu am cam chelit, da? Și Andra a făcut 2.400.000 de abonați. Și... Uitați-vă statistici aici la Andra Gogane. Cum face Andra Gogan câte 40.000 de abonați pe zi? Da, acum câțiva ani am râs de Andra Gogan și eu și voi. Să știți cea mai tare acum? Andra Gogan, este? Este. Deci văd că Andra face foarte multe shorturi. Ia să-i dau la populare aici. Să vedem ce... Bă, ci? Bă, Andra Gogan are 120 de milioane de vizualizări la un short. Atât am eu pe tot canalul, bă. Da, bă, hai să vedem ce face Andra Gogan. Ia. O să... Ah, tot cu danse. Cine e ăsta? Potolești tu racu, ce are ăsta de se strâmbă așa? Vine, eu nu știu cine e. Nu pot să cred. Nu cred. Nu. Mă, nu cred. Păi ce se brosește asta, mă? Cine e asta, mă? Uite, Alan Cinciau! Mă, Cinciau! Cam ăsta a fost clipul, 120 de milioane de vizualizări. Ce zic, nu mai zic nimic. Hai să mă uit la short-urile astea, Alan Dragon, sincer. Ia să vedem. Bă, dar nu... What the fuck is going on? Bă! Andra, întoarce-te! De ce eu nu pot să cred că Andra Gogan s-a întors și nu l-a văzut? Andra, behind you, să moară! Mă... Deci... voi uitați alea că era? Îl vedeți pe ăla, o să dau zoom in, da? Spuneți-mi ce vedeți la fel. Chelia. Deci suntem, cred că, unul și aceeași persoană. Ciucă, să iau, uite-l, hopa! Bă, eu puteam să-l joc eu. Bă, de ce nu mi-e să Andra Gogan cât îl jucam eu pe ăsta? De ce eram eu clovnul? Eu oricum sunt clovn pe YouTube de vreo 10 ani. Ia să vedem ce mai e aici. Bă, dar de unde arată vizualizări? Now let's change! Well, what the fuck? M-am speriat pentru o secundă, mă jur. Andra, te pup, da, scuze. Ce gen acum pornește, nu? Bă, da, ce primbă behind the scenes-urile astea. E mai tare decât clipul normal. Ok, almost ready. Trebuia să pun o traducere pentru români. What the fuck? Ce gen se schimbă? Ce gen atât? Păi mai are 2 secunde, uitați-vă. Mai are 2 secunde. Mai are 2 secunde. Păi mai are 2 secunde, ce face? Păi mai are 2 secunde, ce face? Hurry up! What? I'm ready. Tare. Și bă, și pe TikTok are 10 milioane, 11 milioane de followeri și pe contul de român 2 milioane. Bă, băiatule, bă, n-am mai făcut vreo 3 reacții la Andra Gogan? Și ce s-a întâmplat? Sunt în mijlocul verii și încă nu știu la ce facultate să mergi. Eu am terminat facultatea acum 3 ani și știu cât de greu este să găsești ceea ce-ți place. Care să fie soluția cea mai rapidă? Hei, știu eu. Și tu cine ești? Universitatea Română Americană. Și ai ce-mi trebuie mie? Stai, nu râd de clip, dar îmi place. Bă, eu mă înțeleg foarte bine cu Andra, da? Deci, disclaimer sau cum se numește. Bă, dar acest voiceover este acea, cu vocea lui Andra Gogan este prea tare. Nu știu la ce facultate să mergi? Ei bine, te pot ajuta eu. Facultate Română Americană. Și tu cine mai ești? Nu știu. Este mijlocul verii. Haide, abonează-te și tu pe TikTok. Ia următorul. What is this boy? Who is this boy? Ma, fraților, ce văd aici așa? Nu pot, deci eu nu pot să cred că aflu în premieră. Acum 18 ore sunt primul om care află că Andra Gogan are prieten nou. What? Nu mă mai saturi de acest clip. Cea. Oh my god, who this boy is? Who this boy is? Ui, Andra, sincer. Ia să vedem. Spune un animal cu litera care urmează sau ești ghidilat. Hai să vedem. Oh, mă bag și eu. Ok, Teo. Nu mai știu cu G. Agrafă. Gepard, bravo! Oh, bine, eu nu știam. G?
Tot G. I. Iar Maroc. Ești gâtileată. Hai, e greu oricum cu Y, nici eu nu A. Anvelop. Ia să vedem. Vă rog aici. Asta e pepenele roșu, da, cum îl știm noi frumos. Și vă rog frumos. Exteriorul acesta are doar pepene roșu la noi în țară. Și eu nu înțelegeam de ce nu mă înțeleg americane când le ziceam că mie nu-mi place pepenele galben, care de fapt e verde pe exterior. Dar el de ce? Este galben în interior la ei. Ce? N-am înțeles nimic. Uitați-vă, vă rog, aici. What the fuck is this shit? Pepenele roșu, da, cum îl știm noi frumos. Andra? Și vă rog frumos. A, nici nu. Deci nu sigur. Și eu nu înțelegeam de ce nu mă înțeleg americane când le ziceam că mie nu-mi place pepenele galben, care de fapt e verde pe exterior. Păi și aia ce ziceau? Girl, you must have been blind. We have watermelon and yellow melon. Nu e pepene roșu, e harbuz. Îi zice Andra lor în America, excuse me, do you have some harbuz? Because I want to eat harbuz. Yes, we have here watermelon. No, harbuz. I want harbuz. Yeah. La mulți ani, Răzvan. O fost eu, Răzvan, și-am uitat să zic. La mulți ani, Răzvan. Mersi. La mulți ani, la mulți ani, Răzvan. Bă, Răzvan este un om așa calme. Trăiți ar familia ta, Răzvan, am uitat. La mulți ani, Răzvan. Și acum, Răzvan, din spatele telefonului. Mersi. Și Andra Gogan este... nu cred. Deci, care e strategia pe care ai pregătit-o? Vei începe să strălucești și vei lovi puternic? Nu pot, întrerupându-mi conexiunea cu orice energie. Asta, asta-i vocea lui Andra Gogan? Știi ce am auzit eu? Bla, bla, porcării spiritoare, bla, bla, ceva despre spațiu. What? Bun, voi vă dați seama că noi de fiecare dată când am uitat la desene am uitat la Andra Gogan. What the fuck, efectiv, fraților. Deci desenele mele preferate sunt de fapt Andra Gogan. Ce? Paula are pete. Andra Gogan este Paula. E Cioco, Cioco Vanille. Hai, cuscu, ce mai tare. Paula e vedetă mare. Vă vedete mare. V-am zis. Băcuță mare. Eu îmi imaginez numai cum era Andra Gogan micuț așa, știi? Și la 7 dimineața când credea că merge la grădiniță, zicea: "Hop, hai la studio să înregistrăm reclamă." Bă, tu dai seama ce tare? Eu ce pot să înregistrez cu vocea mea? Mie, de ce nu sună alea cu telefonul? Și îmi zice și mie: "Alo, Snic Luce, da, vă sunăm din partea unui brand foarte tare. Ne-am dorit, drag domnule Snic Luce, ca dumneavoastră să fiți vocea noastră." Se poate? Sigur că da, la ce vă doriți să fie reclama? Păi uite, avem caietul acesta, Coast, și vrem să-l prezentați dumneavoastră cu vocea dumneavoastră, Snic Luce. Se poate? Este cea mai tare vedetă în România. Sigur că da, haideți să dublez. Ia uite-mi eu cum dublez, ia uite-mă. Avem aici caietul... Caietul Coast este un cadou foarte bun și are material foarte bun. Ia așa, aici așa, bun tare. Și pe lângă asta mai este foarte... este un caiet de studenți și-i bun tare. Să vă cumpărați și voi caietul Coast la toate librăriile, începând de mâine. Mulțumim, domnule Snic Luce. Te sunăm noi când o postăm. Hai că m-a mai sunat dacă e. Totuși hai să vedem ce face Andra Gogan pe contul ei de 11 milioane de urmăritori. 11 milioane de urmăritori cu 3 de pe YouTube, cu 2 de pe Instagram, cu 2 de acolo, cu 7 de acolo. 32 de milioane de urmăritori. Ia! Blueberry este cel mai bun fruct din lume. Traduc eu. El următoarea zi. Râdem, glumim, acum doar mai râdem, vă dați seama, nu, Andra este foarte tare, pe cuvântul meu, eu nu sunt un nimeni care comentez, eu sunt un chelbos care stă pe un scaun și vorbește, atâta, și mai mor și de cald în această casă, dar, oh, tricul ăsta a pus-o, codul din 10% reduceri, care merge la toate produsele, deja reduse de pe site, uitați, folosiți codul, nu mai faceți noi o reclamă, nu? Ia, următorul. The Kids Mom. Ba, asta nu-i mama la Andra Gogan? Unde vă uitați? Cineva e filmat din spate și... Domnul Gogan! Bă, ce fugi! Mamă! Fuge domnul Gogan cu 3 zile la ore, ești prost? Dar sunt în România sau în America? He's such a good dancer! Da, nu mă mai... Fraților... Ochii sus. You are too childish, ești foarte copil și cringe. Nu o să ai succes niciodată. Râdeam, glumim, da.
Bă, vedeți că e cam tare. Sincer, facts. Andra putea să vorbească toate limbile din lume și ales să vorbească facts. Mhm, tare. Ia, result please. Mhm. Asta e scriptat. Bă, trească familia ta. 45.000 de vizionare. Uite-l! Deci nu cred că asta este perspectiva domnului Gogan. Bă, uitați cum merge trenul ăsta, cum poate să fugă domnul Gogan cu... Na, nu pot să cred. Deci domnul Gogan este Usain Bolt. Și clipul ăla cu Usain Bolt care fuge și cameramanul care fuge mai repede decât Usain Bolt și el se filmează în același timp. Ia, și acum... Hai bă, trească familia ta, cât e... Bă, deci sunt 5 perspective, trească familia... Vezi chiar și perspectiva de la tren. Is there a mom point of view? Yes, brother, we have mom, dad, uncle, mătuși, socru, avem. Pare da, un joc și mai e un videoclip tot cu asta, ia. Nu, no, acum, după asta. Hai, nu mai e. Dance to... Ok. Money. Oh, yeah, vine! Stai bă, că nu mai fac o dată. Everybody says it's right. Și a treia oară și acum trei bătăi de pumn. Bam, 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 trei, trei. Ei, continuăm. Trească familia mea, ce văd aici? Răzvan stând în spate acolo, casual. Hei, Răzvan. Brother. Bă, noi n-aș putea să-ți mușc buzile să fii bătrână. Am și o întrebare. Babele își mușcă buzile? Bă, doar întreb, sincer, uite, sunt foarte curios. Gen, știu că a făcut ea când nu-i babă. Dar ca fapt divers, ați văzut vreodată o babă în viața asta a voastră să-și muște buzile? Ia, nu pot să cred, fii atent. Nu pot să cred. Bă, faci... Bă, băieți! Oia, Simon! Face Andra Ugan, bă, și eram pistea Andra Ugan, bă, trăiți ar familia ta, iar mă depășit Andra Ugan. Bă, 2 milioane. Hop, făcea 3 milioane până pe asta. Bă, dacă ai idei! Nu, dacă ai idei, ca idei, ne mai abonați noi la Niculeț, sincer. Știți că nu-s eu cu asta, dar poți să te abonezi, că e gratis și uite cât mai avem aici. Am zis noi că anul ăsta facem 1.700.000, ăsta era scopul. Și mai avem 100.000. Deci dacă vrei să te abonezi, abonează-te, dacă nu abonează-te la Andra Ugan. Bă, nu știu de ce acum câțiva ani Andra era așa cringe, știi? Gen, așa era, gen, erau chestii cringe, dar acum nu mai e cringe. Și o duce și foarte bine din câte vedem. Dar clipurile astea vechi, trăiți ar familia ta dacă nu. Sirenele, episod special. Bă, ce mai țineți minte, bă? How to become popular in high school, ce vremuri, bă. Trăiască familia mea, mă bucur să văd că Andra o duce bine. Chiar m-am bucurat să reacționez la ea. Mă rog, am rămas un pic șocat de... aceste multe numere pe care le-au făcut. Îmi pare rău de tot că n-am mai postat unul. Încercăm să revenim acum cu vloguri bune, rău de tot. Vloguri tari, dar rău de tot. Ia uite vlogurile unde, eu cu camera asta, eu și atâta, se mor. Eu super vloguri fac de aici. Aș vorbi o oră și spune că mi-a fost dor. N-am mai, nu știu, nu am mai simțit eu. Dar știți și voi că uneori mi se mai întâmplă vara să mai iau o pauză, mă mai pierd așa o leacă, iar vin. Dar vă mulțumesc că sunteți cu mine. Am fost și la un festival de asta de muzică, Neversi, dacă știți. Cu foarte mulți dintre voi m-am întâlnit, mi-a zis să mai fac reacții, să mai postez, că vă place mult de tot și mi-a dat așa o motivație. Pe bunic, eu nu mai vreau să fac, știi? Vă pup și vă mulțumesc că sunteți aici. Încercăm să vedem cât mai des puteți să vă abonați, să activați clopoțelul. Nu așa, bum, ci așa, știi? Ca să fiți primii care primesc notificări. Și ce să vă mai zic, ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.